este olimpiada la biologie și ca să reușiți, adică după clasa de la clasa 8 are și m-am înțeles cu doamna profesoară că sunt întârziați. Așa că eu ofer cuvântul moderatorului astăzi, dar nu mai înainte de a vă mulțumi, o să vă mulțumesc și la sfârșit, dar din start vă mulțumesc că ați venit astăzi. Prea mult mulțumim pentru suficient. Stimați profesori, dragi colegi, astăzi, la cea de-a 8-a ediție a proiectului educațional 10 poveri de succes, avem un invitat special. Un om serios, disciplinat și perseverent în pasiunea lui pentru bucătărie. Omul care petrece mai mult timp la bucătărie decât acasă, căruia îi place foarte mult să gătească. Inspirat și pasionat de arta culinară, el își creește drum prin gastronomie cu eleganță și multă creativitate. Cu experiență vastă în bucătărie și cu un palmares impresionant de reușite în diverse competiții culinare, el este un adevărat maestru al gustului și al prezentării. Fiecare preparat al său este o operă de artă culinară, iar talentul îl poziționează în fruntea industriei gastronomice. El îmbină extraordinar tehnica și arta, impresionează prin perfecțiunea bucatelor, creează minunății gustative. El este învingătorul sezonului 7 de la Șef la Cuțite, din punct de vedere profesional, fiind cel mai frumos lucru care i s-a întâmplat până atunci. Acest vrăjitor al aromelor își poartă numele Demn, fiind un învingător de afacere și de viață. Doamnelor și domnilor, dragi colegi, astăzi, la 10 poveri de succes, Alexandru Comerzan. Cred că nici eu nu povesteam așa de frumos despre mine. Mulțumesc frumos. Bună ziua la toți. Poți o loc, da? Da. Domnule Comerzan, încă o dată bine ați venit. Alexandru, Alexandru. Domnule Alexandru, voi începe această discuție cu o întrebare la care cred că v-ați așteptat, și anume, de unde vine pasiunea dumneavoastră pentru gătit? Bună întrebare. Hai în felul următor. O să fie o poveste un pic mai lungă. De mic copilul îmi plăcea să mănânc. Și după mine cred că se vede, nu? Și în perioada când majoritatea din țară migrau în țări străine, părinții mei nu au fost o excepție și au migrat în Italia. În 2013, când am ajuns în Italia, erau foarte multe emisiuni de bucătari, bucătarii și la noi mai era. Și credeau un fel de feluri, nu știu, creați, fructe de mare, chestii de genul. Și mi-a plăcut chestia asta, pentru că, na, la noi în țară n-am gustat niciodată așa gen de, vă să numim așa, delicatese. Atunci erau delicatese la Zvădească, le găsim în fiecare magazin. Și n-am ajuns până de 13 august și, bineînțeles, în septembrie trebuie să încep școala. Și părinții, Alex, hai, trebuie să începem școala, că deci, ce ai vrea să merg? Să înveț și acolo trebuie să merg să învăț de bucătare. În primul și primul rând, primul aspect a fost asta că îmi place să mănânc gustos. Da? Și deja aici s-o născut așa cumva pasiunea asta de a găti. Cam asta povestea mai pe scurt. Mulțumesc. În 2019 ați fost învingătorul sezonului 7 de la Șef la Cuțite. Cum ați ajuns la această emisiune și cum v-a influențat viitorul trofeul pe care l-ați luat? Cum am ajuns? Eu de obicei nu am spiritul ăsta de a concurență. Sunt mult așa mai liniștit și îmi place să stau în zona mea de confort. A fost soția care m-a înscris la Olguța, care m-a înscris la concursul dat. Și cam asta a fost. A fost așa. Neașteptat, un prins de veste, să spunem. Beneficiile care le-a adus concursul sau câștigul acestui concurs sunt extraordinar de multe, cu siguranță. Bine, în poate și am fost un pic penalizat, deoarece sunt și pe perioada COVID-ului, să spunem așa, pandemiei. Dar da, beneficii sunt, cu siguranță, sunt nu atât economic, cât încredere în persoane din care te înconjoară și deja mult mai multe oportunități, bineînțeles. Deoarece tu
ies în față la o lume întreagă, la o modelă întreagă, ca cumva, între ghilimele, cel mai bun bucătar. Și, bineînțeles, ai foarte multe uși deschise, începând, nu știu, proiect personal televizat, rețete de socializare și așa mai departe. Următoarea întrebare ar fi, când și cum ați decis să deschideți un restaurant? E greu să gestionezi un restaurant în Republica Moldova în 2024? Haideți să vă spun așa mai scurt și pe înțeles tuturor. În general, Coreca este cea mai grea nișă de business, numim așa. Deoarece începând de la... Sunt foarte mulți factori care nu depind doar de un singur om. Restaurantul nu este doar succesul Alexandru Comerzanda, este succesul întregii echipe, deoarece bucătăria este, dacă să facem comparații cu o mașină, bucătăria este motorul. Dacă să funcționeze motorul, sunt foarte multe elemente care îl înconjoară ca el să funcționeze perfect. Da? Începând la ospătar, hostess, bucătari, nu-i doar succesul Alexandru. Spune așa. Foarte greu. Da, este greu. Deoarece sunt multe etape care depind de factorul uman. Deci nu este doar cumpăr, vând. Da? Sper că am fost clar. Ați făcut din pasiunea dumneavoastră o afacere. Este pasiunea garanția succesului? Nu doar. Și pasiunea e o chestie care îți vine în timp. Deci, dacă se vorbesc strict de mine, pasiunea de a găti... Deci, eu am avut pasiunea de a mânca și asta e clar. Pasiunea de a găti mi-a fost transmisă prin primul meu șef bucătar. Da? Adică... El mi-a explicat că a găti nu este doar să gătesc un steak. Bucătăria, pe lângă a găti, e chimie și alchimie, cumva, da? Eu, ca să dezvolt un produs, da? Trebuie să-l cunosc foarte bine și conțin el. Dacă eu mă uit la un măr ca la un fruct, e simplu, mă uitați așa de bine. Eu, ca bucătar, trebuie să-l văd un pic altfel. Mărul conțin, nu știu, fibră, pectină, zahăr, care este egal cu fructoză. Și tot așa mai departe. Deci, e mult mai ușor să dezvolt mai multe rețete și unii să le implementez. Dar, în dependență de ce am nevoie. Deci asta e cu pasiunea, da? Nu e dat întrebarea pe urmă, așa că a fugit întrebarea. Ați făcut din pasiunea dumneavoastră afacere. Da. Este pasiunea garanția succesului? Nu. Nu, cu siguranță, doar și pe lângă pasiune, e extraordinar de mult efort. Lucru, efort, pe lângă lucru, trebuie să ne faci practic și cursuri pentru îmbunătățirea cunoștințelor. Nu. Dacă se spune că pasiune este succesul, nu. Da, este o parte din succes, deoarece dacă ești pasionat, te dedici mult mai mult timp. Dar, cu siguranță, pasiunea în combinație cu extraordinar de mult efort, poate crea chiar succesul. Următoarea întrebare. Care credeți că sunt cele mai importante trenduri în gastronomie, în prezent? Și cum vă adaptați dumneavoastră afacerea la aceste trenduri? Trenduri în gastronomie. Gastronomia este exact ca și moda. Da? Este un cip. Asta este părerea mea. Este un cer care odată la câțiva ani se schimbă. A fost, nu știu, moda cu bucătăria moleculară, oamenii s-o sătura de ea și acum atât se reinterpretează bucătăria clasică într-o cheie modernă, da? După asta poate să scrie moda, nu știu. Acum, vorbesc din propria experiență, acum e trendul de, eu văd după mine, fructelor de mare, da? Este odată la câțiva ani, în general, noi avem doar asociația de bucătari, este asociația de bucătari FIC, Federațiunea Italiană Cuochi, avem Federația noastră de bucătari în Republica Moldova, este la nivel mondial Federația de bucătari și acolo se creează diferite trenduri. Și am urmărit 2-3 ani de zile unde afumatul în bucătărie este foarte de modă,
Adică îl dau bucătare. Automat trebuie să fii înscris în foarte multe asociații, trebuie să participi la foarte multe cursuri de performare și te dai și tu după trend. Dacă să vorbim despre Republica Moldova, poate ești trendurile vin un pic mai greu. Asta din propria mea experiență. Domnule Comerzan, aș vrea să vă mai întreb, ce rol joacă familia dumneavoastră în cariera dumneavoastră? Vă influențează ei cumva? Familia joacă un rol extraordinar de important, dar nu doar eu cred, nu doar ce țin de mine, dar nu știu ce fac bine. Dacă ai acasă cineva care te susține în proiectul tale, mai mult ca atât bucătăria, sau hai să spunem așa, meseria de bucătate nu este atât de ușoară, deoarece noi începem lucrul la ora 10 și finisăm la ora 12, automat 14 ore te află la lucru, să spunem așa. Și dacă ai acasă o persoană sau persoanele care te susțin în ceea ce faci, este foarte important. Da, familia joacă un rol foarte important. Domnule Alexandru, care sunt pasiunile dumneavoastră în afara bucătăriei? Gătitul. Bucătăria, nu cred că am pasiune și eu mereu asta spun. Eu nu pot să bat niciun cui în perete sau un chiron, mi-a spus cu limba noastră. În schimb, îmi place extraordinar mult ceea ce fac. Domnule Alexandru, în sală sunt mulți elevi și profesori care vă respectă munca, talentul și vă admiră. Haideți să le oferim o oportunitate de a vă pune întrebări. Așa că vă rog, cine e? Domnul ajută. Mi-e mulțumesc. Sunt clar și prezăcăr. Pot eu să spun o întrebare? Dar care sunt trei cele mai preferate, cum ar fi fel, tipuri de mâncare care le gătiți? Care vă place să le gătiți? Cartofi prăjiți cu selioadă? Ferii. Cartofi prăjiți. Eu iubesc cartoful. Nu știu, pentru mine cartoful e esențial. Eu am ținut post 6 luni de zile. Nu m-am cu cartofi, să înțelegi. Pentru mine cartoful e... Nu-mi trebuie nici icre și nici foie gras. Deci am spus, cartofi prăjiți și pastă, îmi place extraordinar. Asta să mâncați sau să gătiți? Să mănânc și să gătiți, bineînțeles. Mhm. Te rog. Am vrut să mă întreb, care a fost cea mai mare greutate pe care ați întâmplat-o în deschiderea restaurantului dumneavoastră? Cea mai mare greutate când deschidem un restaurant? Bineînțeles, partea economică. Deci comerzare foarte direct. Finanțele, da. Finanțele, da. Partea economică. Ajutorul financiar sau cumva a fost ajutorul financiar, prietenii cunoscuți și, bineînțeles, banca, dar tu stai acum un prieten. Vreau să spuneți despre experiența dumneavoastră. Când prima dată ați lucrat la un restaurant sau în ce bucătărie, în ce țară, cum a fost, câți ani în urmă? Vă povestesc. Deci eu am ajuns la 13 ani în Italia. Primul meu sezon de lucru de 2 zile a fost căsătorător de vasă. Deci mama mea lucra într-o familie, respectiv familia aceea avea un restaurant și eu m-am dus cumva să lucrez la ei pe perioada de sezon. Da? Eu am ajuns în august, sezonul merge de pe următor aprilie, aprilie, mai, iunie, iulie, august, septembrie, octombrie. Da? Și eu practicam în septembrie și octombrie, m-am lucrat pe spălător de vasă. A doilea sezon l-am început curățam morcov, spanac și cartofi. Deci am curățat la morcov și la cartofi și la spanac. Nu vă puteți închipui. Și după care, cumva, am intrat în... Nu știu cum spun... În placul șefului bucătar. Și am început a treilea sezon să lucrez ca șef de partidă la... Nu. Am început să lucrez ca... Doar decoram farfurile înainte de a ieși afară. Și după care treptat 4 ani am lucrat în restaurant. Da. Și treptat în fiecare an cumva m-am crescut, am avansat, da, exact.
Deci, în bucătărie știți că este fixă și ești gerarhie ca, ca în ca militare. Da? Deci, tu sunt gerarhie, exact așa e și la noi. Da? Deci, în bucătărie, mai mult decât da șef, nu șef, 5 minute, 2 minute, teoretic nu se răspunde. Deci, vorbește doar un om în timpul service-ului, nimeni tăți vorbesc în șoapte, nimeni nu discute, când se începe full service sala, adică doar așa. Comanda asta, asta, 2 minute, 3 minute la pas, cam, cam așa. Deci bucătăria nu e, nu, nu e pentru persoane slabe și totodată nu e, nu e ușor. Nu e ușor, pentru că noi stăm în picioare în jur 14 ore. Deci cine face bucătărie, nu s-o avem simplu. Care este potențialul restaurantului Good să obțină o stea Michelin? Nu am niciun potențial și nici nu-mi doresc asta și vă explic și de ce. Deci, Guida Michelin este cel mai mare sau premiu care poate să-l obții un restaurant. Da? Deci, tu dacă ai o stea, ești cumva Iisus Hristos, dacă ai două stele, ești Dumnezeu, dacă ai trei, ești zeu. Da? Adică tu ai tot. Sunt puțini restaurante lumii care au asta, dar Guida Michelin a fost, în primul și în primul rând, creată de frații Michelin care fac cauciucuri. Da? Deci, ei ca să vândă mai multe cauciucuri, deci tot marketing cumva au fost în anii aceia. Deci, tine îndrumau pe drumuri bune și pe drumurile astea care sunt, unde sunt și restaurante, totodată nu poți mânca gustos. La noi în țară, încă nici un drumuri nu bune. Deci, nu-ți bate problema. A doua cea mai mare problemă e că nu avem ingrediente tot anul împrejur. Deci Republica Moldova are ingrediente extraordinare 3-4 luni în an. Da? Și acolo întâmpinăm probleme de genul. Persicul e 2-3 săptămâni, corect? Căpșuna e o leacă în iunie, după asta nu este și târzii care în septembrie. Prunile, tot așa. Bine, roșiile avem cam toată perioada de vară, castraveții. Dar vă dați seama că nu poți crea o bucătărie în baza doar la câteva roșii. Și mai avem careva probleme din legislație. Da? Deci, ca să știți, ZAMA este unicul produs sau unica rețetă autentic moldovenească. Da? La ziua de azi, dacă eu un restaurant vreau să fac o ZAMA autentică cu o găină de casă, legislația nu îmi permite. Doar ce trebuie să am certificat de calitate și tot și mai departe. Da? Deci, automat, sunt obligat să fac o ZAMA cu un pui cumpărat. Deci, aici avem un câine care își mușcă coada, cumva, cam așa funcționează. Și nu cred că o să reușim să... Nu cred. Eu nu văd în următorii, nu că 10, dar în următorii 20 de ani. Deci, noi dacă suntem pe comparație Rusia, care are 7 sau 8 mări, pare să faci de genul, pe mulți, adică au, e abia 2 ani în urmă. Guida Michelin a ajuns la ei. Noi care, în afară din apă dulce și câteva iazuri, da, nu prea avem nimic și așa la șcaras, șcară care câteodată miroase și amul. Da, noi avem pește extraordinar în Mistru, noi avem pește extraordinar în Prut, dar iarăși tu nu poți să-l ai iarăși pescuit, deschizi doar câteva lui în pian. Și cumva aia că deja aici tot ești limitat. Deci Guida Michelin se bazează pe ingrediente proaspete, pe ingrediente kilometru zero, adică locale, ce și noi nu prea avem. Deci în perioada de iarnă trebuie să gătești doar din fasole, năut și ceva din ce. Și majoritatea produselor sunt importate în perioada de iarnă și, din păcate, nu sunt cele mai calitative. Și cumva aici, eu cred că, nu știu, foarte greu. Dumneavoastră ați spus că nu vă doriți să obțineți acest premiu. Da. Din ce cauză? Îți explic. Majoritatea care au un restaurant Michelin, da? Nimeni nu face profit. Faci asta strict din pasiune și din dorința de te afirma cumva. Deci dacă cumva la ziua de azi vorbești egoistul din mine, dar asta e extraordinar. Dacă îți schimbi un restaurant, simplu, este un efort.
a deschide un restaurant cu ghida Michelin necesită de 10 ori de mult efort. Da? Și foarte mulți bucătari, dacă citiți, asta este în internet, dacă tu te bagi în tunelul lista de a obține și nu obții, foarte mulți scad psihic, foarte mulți sinucideri între bucătari. Nu știu, și eu mă păzăt de chestia asta. Am fi copii acasă. Nu e bun și așa. Vă rog. Totuși, informarea dumneavoastră profesională, a jucat un rol important și în momentul ăsta financiar. În momentul ăsta financiar, știți, în primii ani, mă refer, când ați început cariera. Fii totuși bucătarul acela care v-a dat o doză din credere în avans. Eu am putut să ating subiectul, dar nu vreau că să ating, sunt profesor în sală. Eu și la copiii ăsta, spus la soției. Eu cred că succesul la meu, da, o depinde de marcă. Cred că și în învățătură, cum învață copiii, o bună parte depinde și de profesori. Exact. Adică copiii trebuie să fie curioși ca să învețe. Dar noi toți știm, și eu am învățat în școală, Gura! E ca ceva de gen, da? Eu am învățat în așa gen de școală. Și cred că profesorii au un rol foarte important cum să facă copiii să devină mult mai curioși. Și eu văd, eu tot am băiat acasă de 13 ani. De iPhone, telefonul și stai în trânsul. Nu mai devenit așa de curioși. Și așa cred că e misiunea noastră ca părinți, ca copiii să devină cât mai curioși și misiunea la profesor să-i facă curioși. Asta e părerea mea. O întrebare. Eu, dumneavoastră, participă în activitatea la restaurant? În fiecare sâmbătă. Uh-huh. Da. Deci, vrei calculatorul, eu să-l cumpăr, dar fi bun și... Curățările de cum s-au spus? Nu, aleargă pe scări, au fugăresc și odată mi-a spus, nu vă uitați că copilul meu, și așa a spus șestiorca în restaurant. Da, al fugăresc de-al rup. Dar după întrebare, cât de disponibil sunteți după ce criterii să selectați atelierii? Cineva vrea să vină să lucrez la rup. Cum? 16 ani. Vă urmărim, de exemplu, cum prea vă urmărim? La foarte mulți copii. Aveți? Avem, de la școli profesionale îmi transmite că luna asta am 5 copii. Dar iarăși nu-i mângâi pe cap. Iată că asta e realitatea. Și nici nu aveți timp pentru asta. Exact. Adică eu la 18 ani am plecat de acasă. Eu am trecut prin greu. Și dacă vrei să... Viața nu e atât de frumoasă, trandafiri și floriceri. Și asta e însuși lucru care te așteaptă la ziua de mâine. Și cam asta e rând și la băiat. Nicolas, nu vrei să înveți. Nu e nicio problemă dragutate. Eu am nevoie de forță de muncă. Vină. Tu îți alegi ce vrei să faci. Da. Da. Ați recomandat profesia asta cuiva? Iată la ficiorul vostru. Ați vrea ca ficiorul să fie bucătar? Cu siguranță. Dacă pentru... Bine, noi asta nu prea facem în restaurantul de zi cu zi. Dar dacă vrem să facem un cine gastronomic, noi suntem 10 capuri care ne gândim la o farfurie. Și ca te pornești de la o idee, de la o tehnică, de la a găti. Sunt foarte multe. Bucătăria moleculară, în general, e extraordinară. E frumoasă, faci niște chestii, joci cu gustul, joci cu percepția, joci cu privirea. Tu iei o cereașă prin gură, dacă o împătiu edificată. E extraordinar de frumos. E o meserie fantastică. Să faci plating-ul la o farfurie. Bine, majoritatea lucrăm pe standard, doar și cumva meniul unui restaurant îl dictează piața. Da, și asta clar înțelegem toți. Dar în cine e gastronomic și cel mai frumos? De acolo fiecare își pune imaginația. Dacă să încercați să-l urmăriți pe Granda Hatz, el a făcut un balon, el are o poveste extraordinar de frumoasă. Deci la un moment dat din viață, el a avut cancer la gură și a pierdut papilii
gustative, nu mirose, nu avea nimic. Și el a început să facă asta prin imaginație. El a creat un balon comestibil. Dacă ești încep să joci cu diferite feluri, uitați-vă la el, Bully și-a făcut în bucătăria molecular. E extraordinar de frumoasă bucătărie. Poftim? Eu scriu, dar n-am înțeles. El Bully. A fost, da, restaurantul închis la Zoareaz, eu o susținut 5 ani. Granda Hatz, sunt mulți bucătari care e o meserie extraordinară, îți aduce extraordinar de multe plăceri ca și dezamăgiri. Iată că desori te pornești cu o idee de a face farfurii și ajungi la sfârșit și nu ieșești să te aștepta. E unde la capăt. Dacă noi la cinele gastronomice ne jucăm extraordinar cu chestii de genul. Caviarul se poate face, majoritatea care este în comerț, să putem bucătării moleculare în general, e extraordinar. E extraordinar. E o meserie fantastică. Dar nu e ușoară, ca toate meseriile. Nu există o meserie ușoară. Sau e foarte simplu, fiecare succes necesită un sacrificiu. Simplu ca bună ziua. Ați avut vreo ocazie când ați avut nevoie de un client special și să dați comandă de timp? Sau dacă ar fi, aveți cumva o idee unde aveți nevoie de un client și nu găsiți la mână pe piață? În fiecare săptămână. În fiecare săptămână. Puteți să ne spuneți câteva produse de care, la care... Stridile, poftim. Deci la mână pe piață nu trebuie să faci precomandă cu 3 săptămâni. Dacă vorbim, nu știu, de goma de xantan sau goma de guar sau capa, chestii de gen, ele, în general, nu-i pe piață, nu-s, majoritatea se duc în România. Asta este pe comandă și scarpe îmbrunare la vană. Da, sunt extraordinar de multe ingrediente. Din păcate, la noi, e păcat spun că Republica Moldova nu are gastronomie, și noi avem o gastronomie extraordinar de bogată, pe care deși eu nu o știem și nu o cunosc până la capăt. De exemplu, noi, am filmat un proiect, un vlog, unde am mers la sud, în Crocmaz, nu știu dacă este cineva din Crocmaz. Și am burigheț, sau cu moș cu burigheț, da? Deci exact tortellini din Italia, poftim. Exact aluat pe bază de ou, exact împuturi de carne. Doar că nu știu de ce, și asta cumva e obișnuitor, mulți spun, ei, nu avem gastronomie, nu avem gastronomie extraordinar de bogată. Acelea sarmale, împlute și tot. Pur și simplu, toți care îți gândesc la bucătăria tradițională, asta e mântălui cu brânză. Și sarmale. Nu e așa. Din păcate, nici noi nu o cunoaștem. Și nu știu ce în ultimul timp toți fug cu bucătăria asta europeană. De-a dacă e mult mai ușor decât pastele, 10 minute la fel, la revedere. Am de făcut o sarmală, am de lucrat jumătate de zi la dacă cred că și viața asta un pic mai haotică mi-a dus la asta de a pierde tradiția noastră. Asta e părerea mea, cred. Asta e părerea mea. Dar da, ingrediente greu, dar și s-a dus foarte mult. S-a dus o lucru care m-a motivat mult spre doamna aceasta, dar spre succes, pentru că anumit care e coloștat. Încă o dată, dacă mă aud pe cineva care mă motivat. Dacă ați avut un lucru care v-a motivat în timp ce dumneavoastră mergeați cu deschiderea restaurantului și, de exemplu, un lucru care v-a motivat... Trei copii acasă. Crede-mă, te motivează. Vrei, nu vrei. Ei, cu soția din amuzil, mă, dar mai greu cu copii. Când ați înțeles, nu sunteți doar șef, dar șef și administrator că sunteți. Eu m-am trezit cumva așa. La un moment dat, da? Adică a fost cumva, în perioada pandemiei, toate restaurantele s-au sușit pe dos. Da? Adică problematic, nu prea era de lucru, hai să încerc să fac să deschid ceva în România. Și am intrat într-un cer, iarăși de asta, tare, tare frumos, pe care pur și simplu nu am putut ieși. Ce poți de da, 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 da. S-a întâmplat așa tot. Pe unde greu, pe unde extraordinar de greu, pe unde bine, 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 pe unde arde. Adică așa, așa au fost să fie, cumva. Și n-ați avut scoci? Aduceți în Moldova ceea ce ați învățat în sau totuși descoperiți rețetele de salată? Nu, eu am zis, eu doar am lucrat la 4 zile, cumva promovam bucătărie italiană și am ajuns la un moment dat în care mă uitam în toate restaurantele care promovează, care au fost în Marea Britanie și învățat, care în Franța și noi tăieți bucătarii care v-a specializat în bucătăria franceză, care v-a eu în italiană, știu, dar nu mișul, care
Faci încredere, mă gândesc. Și nici cumva s-a născut ideea asta de a face un blog și a descoperi rețetele noastre tradiționale. Că, de exemplu, toți cunosc wasabi-ul. Da? Noi avem wasabi-ul nostru, mă gândesc. Corect, mă? Dar nimeni, adică majoritatea bucătarului, eu sunt așa la care nu știu de asta. S-a părut absurd. Și mai avem un plan careva proiect de a dezvolta bucătăria noastră națională, dar vedem. Dar totuși, care vin la restaurantul dumneavoastră, sunt fascinați cu platoul ăsta cu fructe de mare. Aici a fost simplu. Eu am luat un model de business care funcționează extraordinar în România și pur și simplu, exact, și am făcut un copy-paste. Simplu ca bună ziua. Și lucrează și mult. Și lucrează foarte bine și nouă. Încă o întrebare la temă. Platoul ăsta, pentru câte persoane? Dar câți acolo noi putem mânca de prânz? 4-6. Să râd colegii, că am spus. Vin mai la parmezan, am copt cozonat după rețeta lui, mi-a ieșit bine, am să-i spun. Și asta îmi întreb, câte mai platoul? 4-6 persoane. 4-6 persoane, de 3 mii de lei la tot pentru că și o sticlă de vin. O sticlă de vin ca două. Mai tare, mă deci. În calitate de bucătar, ce restaurante sunt în top? În calitate de bucătar, ce restaurante sunt în top? Acum o să deschis multe. Am să fiu sincer, eu nu prea mă duc să mă la restaurante. Da? Deci mie îmi place, în ziua mea liberă, fug din oraș. Asta este Ecoresort Butuceni, bucătărie tradițională. Bună. Și în Congas, Găgăuți Sufrați. Foarte mult. Eu fiind de la sud, îmi place mielul și îmi place foarte mult cum gătesc acolo. Restaurante bune în Chișinău sunt care îmi plac. Îmi plăcea extraordinar de mult Divusul, Stasul Sipercu, foarte bun bucătar. Sunt. Denis Serioșnicov făcea bucătărie bună la Timpic. Rockscore din centru, da? Gripper Club, apropo. Unicul Moldovan care a lucrat la nivel de restaurante, e extraordinar de high level. El a lucrat cu Nobu, nu știu dacă îl cunoașteți, are câteva restaurante în toată lumea. E printre top bucătari pe restaurante, da? Sunt din jur. Chiar sunt. Care a fost cel mai greu fel de mâncare pe care l-ați făcut vreodată? Păi, mă ieșesc din surprindere. Nu știu, cred că sunt farfurile de la cinele gastronomice. Exact care, nu știu, dar acolo te pornești cu avioane, da, că vreau să fac, nu știu ce să spun, vreau să reinterpretez o scrie. Păi cum o faci? Sau să reinterpretez caviarul, cum îl fac? Așa că deși să încep ideile. Deschizi Google-ul, citești cărți, enciclopedii. Eu am enciclopedii de la El Bulli, care am spus, care dacă vă spun câți bani am dat pe dânsa, n-ați mă crediți. Adică, atâta timp cât ești în bucătărie și lucrezi de zi de zi, în cercul ăsta vițios de vreau mai mult, vreau mai mult, vreau mai mult. Din păcate, eu la ziua de azi un pic am ieșit și direcția ne-am pus un pic în altceva. Și este și o bucătară Vova care el mă zvădează și șurpi capul pe chestiile astea și eu îl mai ajut dacă ceva nu-i ghez. Te rog, spune. Care e cea mai mare sau aparentă diferență între un bucătar șef și un bucătar amator sau un home cook familiar cu gastronomie? Care este cea mai mare diferență? Cunoștință. Bucătarul șef este ca dirijorul într-un orchestru. Da? El dirijează cu dacă noi... Eu când lucram în viață, avem 40 de oameni în subordine. 40 de bucătari. Acum, la Good, avem undeva 25 de bucătari. Da? Adică bucătarul șef dirijează cu orchestru întreagă, ceea ce este bucătărie. Da? Bucătar amator de acasă și-a făcut-o cu asta și la revedere. Este diferență, eu cred. Da. Bro. Da, am vrut să vă întreb, de unde luați produsul de restaurant? De la piață.
Piața și sunt extraordinar de mulți furnizori la noi în țară. Da, la noi în țară se duce practic tot. Piața vă oferă certificat de calitate? Cu siguranță. Nu poți. Altfel. Nu poți fizic. Vine în control și îți cere. Fiecare... Păi îți dai seama dacă Doamne ferește un oaspet, sunt eu. Ce faci? Automat, dacă tu ai un certificat de calitate rămâne, gata. Exact așa se întâmplă chiar și cu domnii care vin să serveze o zi de naștere și vin cu torte acasă. Da? Faci și o declarație pe propria răspundere. Când caz ceva, Doamne ferește. Ca tare, cele mai mult, sau cel mai mult se neglijează igiena în bucătărie este în condițiile de casă. Nu într-un restaurant. Iar deci acolo este legea FIFO, first in, first out. Da, adică produsul azi nu-i venit, îl bag în spate, acela vechi îl pun în față. Sunt careva reguli care ele se respecte. Și deseori acasă, în condiții de casă, ele nu prea se respecte. Să vă spun din propria experiență, că la mine acasă lipsă așa. Da, eu îmi deschid acasă frigiderul și îmi văd de dar noi avem frigider de legume, frigider de carne, frigider de pește, frigider de lactate. Adică cumva este tot separat. Aveți întreb, cât de greu a fost pentru dumneavoastră spre perioada de pandemie? Cred că perioada de pandemie a fost greu pentru toți, în afară de voi elevi. Nu? Da. Perioada de pandemie a fost extraordinar de grea, mai mult ca atât că restaurantele nu activau. Deci activau doar fast food-ul. Cumva, take-away-ul activa, deci cel mai sectorul care cumva a avut suferit cel mai mult a fost Mutu și Coreca. Coreca. Am o întrebare, dar ce se face cu produsele, de exemplu, care trec termenul de valabilitate? Le arunci. S-aruncă? Păi, ce se face? Păi, da, da, da. Dovan n-am scos niciodată. Da, vreau să o mutcă ceva, a? Nu, le arunci. Tu ai responsabilitate de el. Deci, dacă orice afacere sunt clienți, eu la noi e restaurant, este lege. Noi nu avem clienți, noi avem oaspeți. Da? Ei vin la noi acasă. Eu nu zic că noi suntem perfecți, da, greșim și noi. Mă rog, ca și acasă. Mai greșești cu un metru, mai întâlnă. Exact ce e restaurant. Atâta timp. Deci, ca să fie clar. Salariile nu le dau eu. Dau oaspeții care depășesc pragul restaurantului. Maxim respect față de ei. Maximal. Dacă ei nu intră pe ușă, eu îmi închid activitatea, tu ca lucrător nu duci acasă cu bani. E simplu ca bună ziua. Maxim respect. Sunt furnizorii care eu marfa înapoi. Simplu. Nu văd de ce ar trebui să încerci să bagi un produs rău pe sală de atâta cât ce. Atâta timp cât el a expirat, înseamnă că tu nu știi să-ți gestionezi lucrul. Dar atâta timp cât ai furnizori care se livrează marfă în fiecare zi, și dacă se respectă regula de first in, first out, da, nu ai cum să ai chestia asta. Ține strict de profesionalismul tău. Adică, nu merge varianta cu hai să-l dau, asta nu este cheia succesului, cu siguranță. Pentru că și-odată cineva te prinde și o pățește. Nu. Dacă eu nu încerc să fac asta niciodată. Și nu este legea mea de viață. Nu încerca să așa să mutești. Cu mutitul nu te duci departe. Asta e... Italienii au o vorbă. Legugia anul legam de corte. Minciunile au picioare scurte. Simplu. Și asta cu siguranță e un succes. Vreau să vă spun că ai luat. Chiar de oameni care vreau să fac o carieră în acel domeniu, că dumneavoastră? Am un sfat pentru tot cei care vor să-și facă o carieră frumoasă în orice domeniu. Maxim dedicație. Simplu. Porcul nu se îngrasă. Se îngrașă în ajun de Paște. Da? Deci e o muncă zilnic.
Zilnic. Da. Am și eu o întrebare. Așa că ați spus că trebuie să fie curios, așa? Da. Peste 4 ani, cât ați făcut militare, ați fost tare curios? Extraordinar. Dar iarăși, iată că șef... Ați scalat vesel, ați fost curios, părățit... Păi nu, eu mă uitam ce își fac ei. Înseamnă că este vorba evreiască, dacă vrei o specialitate, trebuie să o fut. Altfel nu poți să iei. Da. În general, evreii sunt foarte deștepți, sunt foarte frumoși la așa ceva și eu iubesc nația asta ca după să derem de asta. La noi, în liceu, e pusă problema sănătății. Sănătății? Da. Așa. Una din probleme este stilul viață și asta alimentația. Așa. Mai avem un material, deja avem câte două săptămâni, de la școala profesională, învață elevii clasă la 5, a 6, a 3, cum se face hrana bună. Spuneți, vă rog, dumneavoastră mai mult tindeți înspre hrane cu albumină, spunem, de animalieră sau totuși vreți, mai mult aveți și de asta de post? Deci, eu am ținut post 6 luni zile. Eu am perioada în viață în care postez post, da? Dar, din păcate, tărțișe și gustos. Deci bucătăria gustoasă se bazează pe trei criterii. Salat, dulce și gras. Și acrimi. Ah, acrimi în combinație cu grăsimea asta foarte bine, da. Iar dacă te ajută să speli grăsimea și o poți savura mai ușor. Bună asta. Bucătăria Daniel Ham, care a fost best 15 in the world anul 2 ani în urmă, s-a dus total în bucătărie vegan. Asta este extraordinar de greu. Da, într-adevăr, noi avem și grăsime animale și grăsime vegetale. Dar grăsimea animală la noi în sânge, de mic copil, păcat să nu tai porcul. Și este greu. În bucătăria vegetariană este e mult mai greu de gătit. Iarăși, bucătăria vegetariană, noi trebuie să ne gândim la legume. Dar nu, este soia deshidratată, sunt foarte multe ingrediente. Și aici trebuie să joci foarte bine cu speții. De asta indienii mănâncă mai mult vegetariană, pentru că iau o sumedenie de speții și aici noi nu avem și suntem obișnuiti cu grăsă. Deci, la noi speții care sunt? Cimbrușorul în zameș? Corect? Mărarul pătrunjelul și cam asta. La noi avem curcumaua, rău, adică noi nu am fost specialiști și este foarte gros de care îi fac. Adică noi, nu că e imposibil, e posibil, doar așa de mic exemplu, care e cel mai bun din toată lumea, dar e greu să gătești cum a fi negru. Din păcate, sau nu? Nu, nu e greu. Ce ne-au fost la noastră? Un business poate. Da, dar nu e gustos. Adică eu vorbesc de punct de vedere al gustului. Eu mai dau o cifră. Înseamnă că tot ce se produce astăzi în lume, da, agricultură, da, dacă ar fi dieta care o au americanele și europene, ar putea hrăni numai 4 miliarde de populație. În schimb, dacă ar fi dieta de la, spunem, Asia de vest, ar putea 11 miliarde să mănâncă, noi suntem numai 8. Eu vreau să spun că azi consumă un lucru de mult porc pe lume. Nu toți. Înseamnă că care consumă porc începe a fi bolnav ca și mărți. Asta e un proces. Asta e legat în acolo. Eu cred că dacă vorbim de sănătate, la ziua de azi, nu este corect să pui legumele cu carnea la același nivel. Nu sunt potriva la carne, dar da. Eu nu termin, gândul dumneavoastră să mă înțelegi ce și-am spus. Problema este alta. Cum ele sunt crescute? Vreau. Și una așa. Da. Deci, adică, a mânca sănătos nu înseamnă să mănânc doar legume, e a mânca produse calitative. Și în cantități corecte. Da? Eu am un medic care îl urmăresc și îmi place extraordinar de dânsul. Iarăși, problema nu este cantitativul, dar perioada mâncării. Deși, îți spun, ei, că înainte nu-ți mai îmbolnășeau de la carne
și nu spune bolnăjeu la legume, corecție, la fructe. De ce? Noi avem o față de 24 de ore. Zi, noapte. Ne trebuie să consumăm câte ziua și noaptea să dormim. Dar la noi câte ziua te trezești. Exact. Exact. De asta cum atreți fasting-ul, 8 ore mănânc, 16. Dar așa a fost de timp. Bunii noștri se trezeau de dimineață, mâncau, lucrau, mâncau, când amorjea soarele la culcare, la sat, la ora 9, trebuie să dorm. Corect. Deci problema nu este în ingrediente și în ce și mâncăm. Perioada și calitatea lor. Noi dacă sunt legumele bune, luați unde este alimentrit și duceți la acasă și să vedeți. Exact așa e și cu carne. Înainte doar să consuma carne, dar să consuma porcul de casă. Mâncați un frigărui de porc sau luați o găină de casă. Ce e simplu comparați dacă vorbim de zahăr? Pieptul la pui comparat și pieptul la găină. Pieptul la găină n-au poți ruguma, a este enorm și gustos. Oare nici. Noi am pierdut și chestia de a mastica. Eu cred că problema în a mânca sănătos e nu-i și mănânci însuși. Este perioada în care mâncăm și în calitatea ingredientului. Eu nu sunt un exemplu. Să ne înțelegem. Eu ajung sară după lucru și ușit frigiderul. Domnul Alexandru, ca o completare la întrebarea colegului meu despre cum anticipați ce lucruri din meniu o să fie mâncate, adică cum știți câte ingrediente poate să comandați din timp. Adică nu numai cât a fost mâncat săptămâna trecută, dar poate sunt anumite trenduri sezonale, că se mănâncă mai mult în bază la anumite produse, în bază la sărbători. Dacă ai fost atent la ce răspuns eu anterior, noi nu avem sezon. Noi avem un sezon, care este vară. Restul ingredientelor sunt standard. Și deja din experiență tu știi cam câte produse îți merg azi, câte produse îți merg mâine. Tu știi că în decursul săptămânii ai un flux de oaspeți, în decursul weekend-ului ai alt flux de oaspeți. Și deja automat, nu, asta vine cu experiența, asta nu pot să-ți dau o explicație fix la fix. Da? Considerați și cum sunt amestecate diferite ingrediente într-un fel determină și cât de sănătos e acel fel. Nu numai ați spus și calitatea produsului când se mănâncă, dar nu poți să mănânci o lamp porc. În... De ce? este vreo diferență sau afectează ce mănânc, de exemplu, într-o perioadă, ce zic, felul 1, felul 2, desert? Nu afectează ce mănânc, afectează cât mănânc. Farfuria perfectă, da? Farfuria perfectă este salată jumate, un pic de carne și un pic de proteină. Ia câteva, da? Proteină, carbohidrați, și verdeață. Asta e farfuria. Și mănânci nu contează. Contează cât mănânci. Asta e cel mai mare problemă. Și cât de des. Asta e cel mai mare problemă. Eu nu mănânc tătă ziua, vin țara și m-am umplut și m-am culcat. Asta e cel mai mare greșeală pe care pot să o fac. Din păcate o fac. De ce tătă că și stilul meu de viață vă ziua de asta? Cum? Vine să fac ziua cu învățămintea ruptă. E exact la fel. Deoarece, tu fiind în bucătărie, guști și niciodată nu te așezi la masă să mănânci. Ajungi seara, te trezit că n-ai mâncat. Dar ai gustat o caldare. Și oricum, vrei să te așezi la masă să mănânci. Și cam asta. Da, exact. Și ciolanul și tot, crede-mă, că n-ai nicio șansă. Mai aveți întrebări? Zi, cât de ușor sau cât de greu vă poți găsiți personal pentru restaurantul dumneavoastră și principalul bucătar care se lucrează dumneavoastră? Echipa. Un an de zile, cam așa. Și la ziua de azi avem probleme. Atâta timp cât merge vorba de un colectiv mare, mereu e greu. Adică este inevitabil să
unul pleacă, unul vine, asta e ceva normal. Fiecare persoană are caracterul lui, fiecare are personalitatea sa și cumva, poate într-un colectiv mare, nu se simte comod. Mereu, atât timp cât e un colectiv mare, mereu ai fluxuri dus, vin, asta e ceva normal. Asta e. Dar ai persoane de bază, care sunt foarte importante pentru tine. Și atunci îi motivezi pe un bar, pe un club, care funcționează, pentru că asta tot îți faci cât de pasionat de cât de dacă vor de foame chestia asta, nu faci, să ne înțelege. Apropo, bucătare, e o meserie care câștigă extraordinar de bine. Eu așa cred. Da? Bucătare e șef la noi în țară, pe care eu îi cunosc, nimeni nu are mai puțin de 30.000 de lei. Și care câștigă destul de bine. Un bucătar bun de linii ajunge între 800.000, 200.000, 300.000 de zi. Relativ bine se câștigă în domeniul nostru, dar nu e ușor. Deci, dar nu legat de cei ce a filmat Alexandru Comezan, sunt un Stalin la bucătărie. Foarte greu. Nu vă uitați că vorbesc cu cea. Nu, eu știu, am înțeles. Da. Păi e corect să fie disciplină. Atâta timp cât eu lucrez cu oaspeți, cu oameni care înfășesc pragul, da? Nu este loc de hi-hi, ha-ha, dacă în relaxare îți fac cel mai multe greșeli. Ei, las că mergi și așa, eu urăsc vorba asta. Nu. Atâta timp cât ești în bucătărie, trebuie să iasă tot perfect. Și asta e corect, așa să fie. Și asta o ții doar din disciplină. Nu din altceva. Exact. Problema e când aceea, că bucătăria de acasă, de ce omul nu este organizat. Pierde mult timp. Pentru că nu face multe operațiuni deodată, sau nu se pregătește pentru el. Dacă asta ar trebui să învățăm elevii să fie organizat, pentru că ce nu fac mâncare acasă? Îi pare că e greu, îi pare că e mult timp. Însă, eu, pe simplu, m-am uitat și eu după mulți bucătari de Italia și am văzut cum organizează. Noi asta numim mise en place. Nu știu, consumește, dar în principiu trebuie să se organizeze timpul. Da. Pentru că se poate face un lucru mult mai repede. Da, noi avem două bucătării. Mulți asta nu cunosc. Toți îți pare că lucrăm într-o bucătărie. Nu. Noi primim marfa se duce jos, toate legumele se spală, în bucătăria de sus se ridică tot curat. Tot peștele care vine, tot se spală jos, tot se curăță jos, sus vine doar produsul curat. Noi sus, bucătăria de sus, practic, o folosim doar pentru finisare. Da, bucătăria de jos se face, adică, clar, organizarea e... Dar organizarea e de zi cu zi. Da, da. Mai, dacă vreți exemplu de organizare, Kaizen, care e Japonia, este tata organizării. Da. Am și văzut asta la restaurantul tău, pentru că am un prieten care spuneam că este restaurantul dublu la Ciocana și eu stând la Ciocana nu știam despre și am fost într-o vineri seara și am fost fascinată de modul în care am fost deservită și de ce am mâncat. A fost gustos. Noi nu suntem perfecți, noi suntem oameni, noi greșim. Eu nu tind să facem să fim că plac tuturor de ta, ca și fie. Asta e absurd. Să placi la toți. Noi tot greșim. Noi ne asumăm, dar tindem, sau avem tendința de a deveni mai buni. Da? A greși e firesc. Cine lucrează greșește, nu există. Da? Dar tindem să fim, ne străduim să fim mai buni ca ei. Hai să spunem așa. Da? Nu mai sunt întrebări, atunci Alex. Domnul Alexandru, noi avem o tradiție la 10 cuvinte de succes. La final, o serie de întrebări blitz, la care vă rugăm să răspundeți succint. Ceai sau cafea? Cafea. Carne sau pește? Pește. Pizza sau burger? Wow! Tigaie sau laptor? Laptor. Picant sau dulce? Dulce. Fructe sau legume? Carne. Carte sau film? Film. Gustare preferată? Ui, carte preferată. Vară sau iarnă? Vară, pe viață. Cel mai mare regret? Na. Cea mai mare satisfacție? Timpul petrecut cu copiii, ce-ai spus. Când Alexandru Comerzan este fericit? Ce înseamnă fericirea?
Acasă. Alexandru, noi tare mult îți mulțumim pentru faptul că astăzi ai acceptat invitația la 10 povești de succes. Avem o tradiție la 10 povești de succes. Fiecărui invitat îi oferim o diplomă mai specială. Știm că ai primit foarte multe premii. Da, nu mai este chiar așa, dar aceasta este diplomă pe care, sau o amintire de la Prometeu Prim. Am scris mai multe epitete pentru Alexandru, care începe cu A și am scris aici: ambițios, admirabil, atletic, așteptat, ascultător, atotbiluitor, angelic, ales, agriabil, atrăgător, afectuos, armonios, altruist, arătos, amabil, abil, atent, agil. Și pentru Comerzan am scris cinstit, concentrat, carismatic, convingător, cult, chipzuit, creativ, corect, curajos, cutezător, cu minte, cuceritor, credincios. Cu aleasă prețuire de la Comerzan. Proiectul 10 povești de succes și la care te rugăm foarte mult să ne dai un autograf. Am scris despre tine aici la pagina dedicată lui Alexandru Comerzan următorul lucru. Inspirat și pasionat de arta culinară, își croiește drum prin gastronomie cu eleganță și multă creativitate. Cu o experiență vastă în bucătărie și cu un palmares impresionant de reușite în diverse competiții culinare, este un adevărat maestru al gustului și al prezentării. Creează minunății gustative, este învingătorul sezonului 7 de la Chef la Cuțite, e grandios, senzațional, un bucătar desăvârșit, un bucătar stelar. Am văzut că-și trebuie bucă, da? Poate să scrii un ceva, un sfat pentru comitetiști de rog. Le-am dat. Dar mie, ultima, ai spus ultima frază foarte frumos, să fac dedicație, scrii. Un sfat, Mihai a avut un sfat pentru cei care vor să deschidă un restaurant. Și am făcut un podcast. Acolo, da, o explici și pe limba noastră. Da, și tu ai spus frumos pentru oricine să facă lucrurile cu mare, cu și cu multă dedicație, deci, de rog. Un sfat, da? Da. Ce a scris Alexandru? Un sfat de la Comerzan. Pasiune plus muncă egal succes. Haideți să-l aplaudăm. Și asta nu e tot. Cu admirație, te rog frumos. Cu admirație și cu respect să ai familie de la noi. Un șor, Prometeu Prim, așa. Dacă aici m-a prins. E bun. Nu-mi plac șorțurile care strâng la spate, știi, nu vreau. Îmi place mereu să scot în evidență formele mele frumoase. Dar vezi că cu admirații de la liceul de creativitate și inventă Prometeu Prim. Asta folosesc chiar astăzi. Da, mulțumim. Și pentru că e primăvara e anotimpul florilor, noi avem o buchetă tot pentru tine, un special. E cu deci, drag. Tot am vorbit de mâncare sănătoasă, am ajuns la salamă. Chiar, eu am o problemă mare cu pastele, cu cașcavale, și cu dulce. Da. Dar păi este secretul bucătăriei franceze. Trei ingrediente esențiale din bucătăria franceză. Unt.
Da, mulțumim foarte, foarte mult pentru timpul alocat. Sper că a fost o întâlnire valoroasă pentru prometeiști. Vezi câți pasionați de bucătărie avem aici, de mâncare, mâncare sănătoasă și de pasiunea aceasta a gătitului. Și cu drag au venit și pentru a vedea un om care face lucrurile cu entuziasm, cu pasiune, cu foarte mare drag, dar și cu foarte mare perseverență și disciplină. Da, așa da. Mulțumim tare, tare mult!